Emisiunea Prieteni de Familie continuă. Vă reamintesc invitații mei de astăzi. Este vorba de membrii echipelor de voluntariat de la două asociații importante din județul Alba, Asociația Pro Tinerețe și Asociația Speromax. Dragoș Zaharia și Flaviu Sava sunt aici alături de mine. Am discutat probleme interesante legate, pornind de la legislație până la evenimentele organizate de cele două asociații. Asociații care au fost partenere într-un amplu proiect desfășurat pe parcursul săptămânii trecute, proiect ce se încheie astăzi și proiect la care Alba TV a fost principalul partener media. Ai enumerat câțiva dintre cei care v-au însoțit în periplul evenimentelor din această săptămână. Ne-am oprit la universitate, dar trebuie să amintim totuși că lista este lungă. Lista este lungă și ar fi frumos și bine să îi amintim pe toți. Da, fiindcă fiecare și-a adus aportul în această săptămână și în voluntariat în sine, fiindcă ei pe lângă această săptămână se implică foarte activ în activități de voluntariat. Repede să trecem în revistă mai întâi genurile de evenimente. A fost teatru, a fost activități de campanie, campanie de promovare a voluntariatului în școli, traininguri, workshop-uri, cursuri, ateliere de lucru, ca să ținem în română, ca să le spunem în română, ateliere de lucru, cursuri, spectacole. Ar fi trebuit să fie un marș, dar n-am marș, mai avut loc. O activitate face-paint sau pictură pe față pentru copii, care de marți a fost mutată sâmbătă în mall, târgul voluntariatului sâmbătă, care s-a derulat, în care asociații neguvernamentale și-au promovat oferta lor de voluntariat, activitățile ce fac și ce vor face pe viitor. Și să nu uităm evenimentul care și mie și colegii tale ne-a plăcut foarte mult, acela de a conștientiza pericolul viciilor. Da, alternativă la vicii, care va fi reprogramată când vremea ne va permite. Că na, săptămâna asta am avut... Cam câte evenimente au fost în cursul săptămânii? 24 de activități și 25 cu activitatea zilnică de donare de sânge, care s-a desfășurat la Centrul de Transfuzii Sanguine din cadrul Spitalului Județean Alba. Asta iarăși este un lucru foarte important și îmi pare rău că ai trecut așa ușor peste el, pentru că în lumea în care trăim este foarte important să donăm sânge, cei care putem să o facem. Da, așa este, fiindcă sunt mulți care vor să doneze sânge, dar nu știu cum, ce condiții trebuie să îndeplinească, fiindcă ca băiat trebuie să ai minim 60 de kilograme și ca fată 55 de kilograme. Și se cam zbat spitalele cu lipsa de sânge. Lipsa de sânge uneori poate duce, din păcate, la moartea unor asemenea noștri. Dar orice intervenție chirurgicală, necesită oricât de mică, sânge. Necesită sânge. Deci când mergi să donezi sânge, efectiv poate salvezi viața unui om necunoscut. Exact, poate exact. Pe rutine, de asta da. Spun că n-aș fi vrut să trecem așa ușor. E o chestie foarte, foarte, foarte importantă. Știm că, din păcate, la noi în România nu e foarte dezvoltată chestiunea asta cu donarea de sânge, dar este extrem, extrem de importantă, pentru că niciodată nu poți ști cum tu poți ajunge beneficiarul acelui sânge. Doamne ferește un accident, Doamne ferește o operație. Nu poți să știi niciodată. Niciodată nu poți să știi și atunci ai nevoie de o transfuzie de sânge. Am și considerat că este o activitate foarte importantă pentru voluntariat și să ducem această activitate dincolo de bonurile care am auzit că se oferă. Noi am încurajat ca donatorii din această săptămână să doneze acele bonuri. Să știi că sunt importante, pentru că a dona sânge nu e un lucru simplu. Da. Organismul are nevoie pentru a reface acea rezervă și de aceea se oferă acele bonuri alimentare. Dar că voi le-ați donat pentru că aveți posibilitatea să cumpărați necesarul acela de alimente, da. Asta este foarte bine. Da, chiar am și încurajat oamenii să efectiv să salveze o viață dincolo de acest mic beneficiu care poate să fie pentru reabilitarea persoanei care a donat sânge. Și aș vrea să continui cu partenerii, să nu cumva să uităm. Să-i uităm. Și dacă uităm vreo, noi rugăm să ne scuze. Da. E totuși o emisiune în direct în care invitații mei au emoții și poate din greșeală de emoții mai uită, dar
toți partenerii, da, tuturor le mulțumim. Da, o să continui cu Caritas Alba Iulia, Fundația Comunitară Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia s-a implicat și ea, Primăria Municipiului Alba, Consiliul Județean Alba, Teatrul Prichindel s-a implicat de asemenea în această săptămână, Centrul de Cultură Augustin Bena s-a implicat cu un spectacol care, sincer, am avut emoții când am apelat la Centrul de Cultură, nu știam cum o să reacționeze, care mi-a făcut o surpriză atât mie cât și cetățenilor din Alba Iulia cu acest minunat spectacol artistic. Beretele Albastre din cadrul Liceului Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, Departamentul de Prevenire a Traficului de Persoane din cadrul Ministerului de Interne, Agenția Națională Antidrog din Alba Iulia, sunt partenerii media, Alba TV, Ziarul Unirea. Foarte multă lume, mai mulți parteneri decât anul trecut? Da, chiar anul acesta aproape că s-au dublat partenerii, fiindcă foarte multe organizații au văzut efectele acestei săptămâni la nivel național, au văzut că voluntariatul, în urma și campaniei de anul trecut, fiindcă a fost anul european al voluntariatului în Europa, s-au făcut foarte multe activități, au văzut că voluntariatul există și în Alba Iulia și a fost mai ușor pentru noi să luăm legătura între noi, fiindcă poate erau unele asociații mai mici, altele mai mari, care se desfășurau activitatea doar pe un domeniu mai strict, care nu era foarte public, care a reușit acum să le arătăm tuturor. Pentru că planul de acasă nu întotdeauna se potrivește cu cel din târg. Ați reușit să faceți toate evenimentele? Știu că la un moment dat era vorba și de o caravană a filmului, despre care n-am mai auzit aproape nimic. Da, caravana s-a desfășurat ieri și astăzi pe Valea Gălzii. S-a desfășurat în liceele, adică în școala generală de pe Valea Gălzii, unde elevii au fost beneficiari unor proiecții de film, scurtmetraje, cu pauzele publicitare care n-au fost chiar pauze, s-au difuzat mici spoturi pentru viață, pentru promovarea unui stil de viață activ, un fel de cum să se implice ei cu timpul lor liber, prin voluntariat și prin diverse activități de educație non-formală. Spunea Flaviu despre Caritas. Iarăși un partener al vostru în mai multe proiecte, nu numai în acesta. Îmi pare rău că doamna nu este astăzi alături. La Cristia, care o salutăm, și un om care muncește în regret că nu este astăzi aici, pentru că este foarte activă. De vreo 15 ani în Alba, în județul Alba, ea este activă în diferite organizații. Eu vreau să mai menționez de un, după părerea mea, unul dintre cele mai importante evenimente au fost chiar ieri la Alba Mall, Voluntexpo, care este la 4-a ediție, un târg de prezentare pentru 12 organizații. Am venit acolo în fața comunității locale să ne arătăm munca noastră și munca voluntarilor din anul trecut. Un eveniment extrem, extrem, extrem de important, să ieșim în față noi, ONG-urile, și să arătăm comunității locale că munca noastră și munca voluntarilor este transpusă în rezultate fantastice. Și 12 organizații au fost ieri prezente la Alba Mall de la 11 la 17 și a fost o atmosferă fantastică și pentru voluntari și pentru mulți oameni care poate auziseră de noi, dar nu ne cunoșteau personal, au putut să ne vină la standurile noastre să întrebe cum se pot înscrie voluntari, cum pot ajuta și ei toate activitățile celor 12 organizații în funcție de interes, începând de la Cercetașii României, terminând la Protinerețe sau Speromax. A fost o chestiune în care îmi plăcea de colegii de la Cercetași care au spus ieri că de 4 ani, de fapt din 2006 a fost prima ediție de Voluntexpo în Alba, el personal vine de fiecare dată pentru că e un moment în care noi, oamenii care muncim în tot ce înseamnă voluntariat în județul Alba, putem să scoatem în față rezultatele muncii noastre din ultimul an de zile. A fost o chestiune care, după mine, a fost o reușită. Voluntarii care cu toți au participat și care sunt aici, pot să spună că s-a recunoscut implicarea lor în ultimul an de zile, în asociațiile noastre.
Ama, noi tot vorbim de tinerii voluntari, dar am înțeles că există voluntari și din alte categorii de vârstă care vi s-au alăturat la aceste evenimente. Da, acum vorbesc puțin din experiența mea personală cu asociația SMS Peromax Alba. La mine, în asociație, cel mai tânăr voluntar e, cred că, în clasa 8-a și cel mai bătrân, dacă pot spune așa, voluntar are 45 de ani. Cel mai vechi. Cel mai cu experiență, așa. Seniorul, ca să nu așa denumim seniorul. Ceea ce înseamnă că mentalitatea asta de după 90, că voluntarii fac doar copiii de liceu și studenții, începe să se fisureze și voluntariatul începe să devină o valoare și pentru alte categorii de vârstă. Nu numai pentru cei de liceu, cei de facultate care sunt într-o formare profesională. Voluntariatul și pentru cei care, spre exemplu, am colegi în asociație voluntari care sunt doctori, arheologi. Deci ei au fost învățați din facultate să facă voluntariat și după ce acum au ajuns să lucreze, vor să facă în continuare, în timpul lor liber, o oră, două ore de voluntariat în timpul săptămânii. Ceea ce este fantastic. Deci un om care ei are un job, ei are un serviciu, este ocupat, nu poate să vină poate în fiecare zi la o activitate, dar la o activitate sporadică sau cum a fost ieri Voluntexpo, au venit și ei, chiar dacă sunt angajați și nu pot veni în curs săptămânii. Noi în asociație avem, cred că, vreo 6 cazuri de oameni care lucrează, sunt angajați, dar vin și să ne ajute sporadic, cel puțin pe weekend, ei tot timpul sunt prezenți. Ceea ce înseamnă că voluntariatul este o valoare, nu neapărat pentru, așa cum spuneam, tineri, pentru toate vârstele. Hai să o privim și ca un mod de relaxare, pentru că faci altceva, te scoate din stresul zilnic pe care îl ai la locul de muncă. Exact, am o colegă care ieri a fost, Octavia, a fost e voluntară la Speromax și îmi povestea că are un serviciu foarte, foarte agasant și vine sâmbăta și duminica în activitățile noastre pentru că se relaxează, efectiv se relaxează. Și era stat la stand de la ora 11 când am deschis Voluntexpo până la ora 5. El n-a plecat de la stand, nu a zis că e plăcut să vină să socializeze cu oameni cu tineri. De toate felurile. Fantastic, fantastic. Și prin acest târg am reușit să și arătăm societății civile că voluntariatul nu e o joacă, că de fapt sunt lucruri concrete care ajută oamenii și societatea într-un fel foarte constructiv. Chiar și noi, acum că tot am vorbit de voluntarii seniori, pe lângă voluntarul din Germania care a participat 3 săptămâni la noi în Alba Iulia pe partea de organizare și dezvoltare organizațională, seniorul de 72 de ani a participat la activități cu tinerii. Efectiv și-a schimbat un pic area lui de activitate. A renunțat pe lângă treaba de birou, hârtiile, a reușit să meargă să cunoască lucruri noi însoțit de voluntari. Ceea ce a fost o experiență plăcută pentru ambele părți. Oportunitatea de a vorbi cu o persoană străină, cu altă cultură, poate cu alte experiențe și de a rupe niște bariere. Și aici, la nivel local, avem voluntari seniori care au tot ce le trebuie, au servicii, au familie, sunt foarte bine realizați pe plan profesional, dar și personal și doresc să implice, vor să ajute și pe alții. Nu pot să ofer eu foarte mult, dar 2-3 ore pe săptămână vreau să mă implic. Să spuneți pe ce? Vreau să mă duc într-o familie să ajut la cumpărături sau efectiv să stau să vorbesc cu ei. O problemă sau să le ofer un sfat. Unde avem și un dentist voluntar care vrea să creeze niște proiecte acum pentru copii care nu au sursa financiară de a beneficia de un consult, tratament. Da, de un tratament și să oferă voluntar 3 ore pe săptămână să facă lucrul acesta în Alba Iulia. Acum mai avem un pic și sperăm maxim o lună să și definitivăm acest proiect. Foarte interesant și foarte frumos. Vorbeai de voluntari străini, vorbeai de dornici să vină în județul Alba, dar și că va fi la un moment dat posibil ca ei să meargă în alte colțuri ale lumii. Da. Și i-aș întreba pe ei dacă se va întâmpla acest lucru, ce și-ar dori, unde și-ar dori să ajungă și cu ce scop.
Chiar eu am ceva planuri serioase în viitor. Dar înainte de a spune, o să dăm stop celor două concursuri telefonice. Colegii mei din regie vor aduce imediat bilețelele și vom trage la sorți cele trei cine romantice de la restaurant Natania. Cui vom da cele trei broșe de la magazinul Rinart din Ampoi 3, cărora le mulțumim pentru cadourile făcute, și să vedem tu unde vei lua cina. Să sperăm că în curând. Îmi doresc ca în viitor să plec măcar pentru 3 luni de zile în străinătate pentru a face voluntariat tot așa cu tinerii, să lucrez cu tinerii străini. Locația încă nu o știu exact, dar îmi doresc să plec undeva departe, dacă se poate, pe alt continent. Ar fi dorința mea. Acum să vedem viitorul ce o să-mi aducă. Ei, dorința asta o are și colega mea Leontina Fărcaș și așteptăm în regie să mai pregătească o melodie cu Leontina Fărcaș, pentru că ea a fost prezentă în foarte multe evenimente de acest fel. Ascultăm o melodie. Colegii mei cred că sunt pregătiți. Leontina Fărcaș. Au venit și biletele din regie, să vedem cui oferim cele trei cine romantice mai întâi și apoi cele trei broșe lucrate manual la magazinul Rinart. Reamintesc că cele trei cine romantice pot fi luate la restaurantul Natania din Alba Iulia sau din Sebeș. Deci, prima câștigătoare este doamna Corina Maniu. Nu spui numărul de telefon și nu-l arăți, că s-ar putea să primească beata de ea telefoane. Bine. Să vedem următorul. Următorul norocos este domnul Puiu Stanciu Angela. Doamna. O să te rog să dai bolul mai aproape de Dragoș, pentru că el are la valieră. Dragoș, nu vrei să extragi tu? Voluntari. Auzi, nu e norocos. Următorul câștigător este domnul Maxim Gheorghe. Este foarte bine, domnul Maxim poate să meargă la o cină. Acum cele trei cine s-au terminat, extragem pentru cele trei broșe. Pruia Nicolae. Domnul Pruia domnul Nicolae. Nicolae primește o broșă pe care o va oferi cui dorește dumnealui. Dragoste, dragoste. Da, ia să vedem. Ce mână am norocoasă pentru... Răduț Ana Maria, cred că. Răduț Ana Maria. Maria. Ana Maria, da. Ana Răduț Maria. Ana Maria Răduț primește Ana Maria. Și ea o broșă. Și cu... să vedem cine. Să vedem care este
ultimul câștigător, Cernat. Cernat Nicolae. Ia uite că domnii au mai mult noroc la bijuterii. Bijuteriile Rinart sunt pe placul domnilor. Nu-i nimic, le vor oferi cui doresc dumnealor. Reamintim, îmi fac datoria de a reaminti din nou sponsorii emisiunii de astăzi, magazinul Rinart din Ampoi 3, care mi-a și oferit frumoșii cercei și frumosul colier. Toate aceste minunății sunt lucrate manual. Reamintim restaurantul Natania, atât la Alba Iulia cât și la Sebeș. Puteți să luați cina romantică pe care tocmai ați câștigat-o, iar restul telespectatorilor cu încredere pot să consume produse de la aceste două restaurante. Și reamintesc și magazinul Maris, care mi-a oferit ținuta din această seară. Rămăsesem la ideea de voluntariat în afara țării. Da. Sincer, chiar îmi doresc să plec în străinătate pentru o perioadă, nu știu, 3 luni de zile, 6 luni de zile, un an. Ține mai aproape microfonul, te rog. Pentru a schimba experiență cu voluntarii din străinătate, pentru a vedea și un alt mediu de voluntariat. Unde anume ți-ai dori? Dacă ar fi să alegi tu, dacă s-ar întâmpla așa să spună, uite băiete, poți pleca voluntar în toate țările lumii. Mi-aș dori să plec pe un alt continent, în principiu Africa, sau dacă se poate în America. E un vis de a merge în America, să fac voluntariat în America. Unde anume ți-ar plăcea? Unde crezi că ai avea mai mult spor la nu treabă, știu. Cu copii, cu în spitale? Lucru cu tinerii. Cred că pe asta îmi doresc să merg. Lucru cu tinerii. Hai să vedem colega ta. Poate plecați împreună pe o insulă pustie. Da. Eu, sincer, chiar nu m-am gândit să merg altundeva, să fac voluntariat, dar dacă stau mai bine să mă gândesc, să cercetez problema, cred că mi-ar place și mie să merg, nu pe alt continent, ca și colegul meu, dar cred că aș vrea să merg în Franța, de ce nu? Păi ei sunt mult mai departe decât noi, nu știu dacă chiar au nevoie de prezența noastră acolo, nu? Ce spui, Flaviu? Uimitor este că toate țările din Uniunea Europeană, dar chiar și alt continent, da. Chiar o prietenă de la Centrul de Voluntariat din Cluj-Napoca a fost 3 luni în Africa pe un stagiu de voluntariat. A fost o experiență care a schimbat viața, acum a plecat în America. Să vedem. Tu, pentru că ești teolog, bănuiesc că ți-ai îndreptat gândurile așa spre a promova religia. Acum, în anumite continente. Diaspora este foarte mare. În ultima perioadă s-a extins foarte diaspora, mult. Nu neapărat diaspora, poate în vreun trip de pe Valea Amazonului, poate, de exemplu. China, hai să visăm. China sau Japonia, acolo, mai mult spre Asia m-aș duce eu. Acolo sunt niște zone care, pe lângă culturile lor, este un domeniu. Chiar vorbeam cu colegii noștri, avem și sfinții chinezi, o icoană cu sfinții din China. Este o icoană specială, fiindcă și cei din... Chiar nici nu m-am gândit că au și ei sfinți. Da, au și ei... Oare cum s-or numi? Nu știu, este o zi specială pentru sfinții din China, în care sunt pictați la fel ca în România, cum e Duminica Sfinților Români, mai mulți sfinți din China. E o icoană impresionantă, chiar n-am știut că există așa de mulți oameni creștini în China. Chiar m-au făcut curios să mă duc poate pentru stagiu de voluntariat acolo. E, dacă aș fi să aleg, eu m-aș duce în India. Cum să... Acolo aș vrea eu să fac voluntariat. Și referitor cu Franța, chiar și în Franța se poate face voluntariat. Există și au nevoie de voluntari, indiferent de orice natură, fiindcă până la urmă și unde te duci, trebuie să fie o organizație neguvernamentală care lucrează cu voluntari. Și orice voluntar este bine primit pentru o activitate în folosul unui grup sau unei societăți. Mă întorc acum în partea cealaltă. Cred că eu, dacă aș fi pus în situație de a alege, aș alege tot Japonia, pentru că noi în Europa ne asemănăm. Franța, Germania, avem cam toți aceleași mentalități, suntem toți europeni. Însă în Asia, în Japonia, oamenii au un alt mod de a gândi și mi-ar plăcea să îl cunosc. Chiar am participat toamna trecută, cred, la un workshop cu niște japonezi. Am avut și o campanie de ecologizare undeva în centru.
Și ai ce învăța de la japonezi? Nu întâmplător am zis și eu India, să știi, din aceleași considerente. Am avut prilejul să particip mai cu ani în urmă, când voi nici nu știați cum se scrie cuvântul voluntar, la o expoziție adusă de niște voluntari din Baia Mare, care au stat vreo 4 ani prin India și au făcut voluntariat. Extraordinar de interesant câte lucruri poți să aduci în viața acelor oameni aparent uitați de timp. Sunt comunități în India, în Taiwan, unde te întorci în urmă cu sute de ani. Și acolo mi-ar plăcea mie. Să vedem și colega ta ce și-ar dori în această activitate, frumoasă activitate. Aș începe probabil cu Europa și mai uitați în țările nordice, în Suedia, Norvegia, poate pe o ramură ce implică viața comunitară, mai știu, într-o zonă rurală, pentru că eu sunt de părere că acolo se vede adevăratul suflet al unei țări și acolo poți să-i vezi originile. Și nordicii, fiind un popor german, au o altă viziune asupra vieții și o altă perspectivă și mi-ar plăcea să descoper. Da, și tu ai așa o aliură de nordică, te-ai integrat foarte bine acolo. Și am rămas la Dragoș pentru... nu întâmplător te-am lăsat ultimul, pentru că aș vrea să reînnoiești și invitația pentru evenimentul ce stă să vină. Da, eu am aplicat în 2003, după ce am terminat facultatea, să plec în Afganistan, dar cu Națiunile Unite, pentru că ONU are unul dintre cele mai puternice servicii de voluntariat la nivel mondial. Foarte vechi, da. Ei intervin de obicei în zone post-conflict, după închiderea războiului, pentru că o țară după război este răvășită din toate punctele de vedere. Și am aplicat în 2003 pentru că am proaspăt absolvent de facultate, dar lipsa de experiență m-a făcut să văd că era o cerință să ai și masterul făcut. Nu aveam la acel moment masterul făcut și m-au refuzat frumos și m-au invitat să le urmăresc programele de voluntariat în continuare. Ulterior am făcut masterul, între timp a intervenit familia, copilul și atunci s-au schimbat prioritățile. Amano spune așa, Blaza, că s-au, doamna s-au se schimbat uite prioritățile la noi. În viață, nu. Trebuie să și zâmbești atunci, când spui familia. Și atunci, da, categoric. Atunci s-au schimbat, pentru că genul ăsta de voluntariat de care vorbim în afara țării, am lucrat foarte mult, cred că 10 ani de zile cu voluntarii Peace Corps, Corpul Păcii Americani. De obicei sunt necăsătoriți, pentru că este greu pentru când ai familie, când ai copii, să poți să-ți dedici un an, doi, trei din viața ta să pleci departe de familie, departe de copii. Așa deci e. Este greu din punctul ăsta de vedere. Deci, pentru ei este excelent să facă pasul ăsta acum, repede, că este o experiență care, cum spunea Flavius, îți schimbă viața din toate punctele de vedere, indiferent că plecați în Europa sau plecați în Africa sau în India, e o experiență de viață, te întregește pe tine ca și om. Și eu n-am avut experiența asta a pleca dincolo nici în timpul facultății, pentru că programul Erasmus, care se adresează studenților, este mai dezvoltat în zilele noastre. Eu am făcut facultatea pe sistemul de 4 ani, pe sistem Bologna de 3 ani de zile, cum este acum. Iar acum este foarte, spre exemplu, de la noi în asociație, de la Speromax, avem acum o colegă plecată în Polonia, 6 luni de zile, și după 2 luni de zile păstrez legătura cu ea, cu Diana Turcu, este super încântată de experiența de viață și acum vrea să se întoarcă înapoi și să plece într-un alt stagiu în Slovacia. Dragoș, povestea continuă, din păcate noi ne oprim aici, s-au scurs incredibil cele 2 ore de emisie. Ne oprim aici, stimați telespectatori, sper că v-ați umplut și dumneavoastră sufletele de experiențele minunate prin care trec acești tineri, de activitățile frumoase și importante pe care le desfășoară cele 2 asociații care astăzi mi-au fost musafiri la Prieteni de Familie, 2 familii, 2 asociații, 2 familii mari, numeroase, în care la un moment dat poate și noi ne vom regăsi ca voluntari, ca membri. Urmează un eveniment important la tine în asociație, invităm din nou pe telespectatorii noștri în 30 mai la ce oră? Da, în 30 mai la orele 12:30 vom avea acea lansare simbolică de baloane
la poarta a treia a cetății, unde vom lansa 50 de baloane cu heliu cu mesajul Ziua Mondială pentru SME 30 mai 2012. Este o rugă către Dumnezeu, care un mesaj către Dumnezeu să nu uite de noi. Vom avea această lansare în 8 orașe din România, printre care și Alba Iulia, așa că vă așteptăm să lansați cu noi un balon simbolic în 30 mai la 12:30. Până atunci eu vă mulțumesc pentru prezența voastră în studio tuturor. Ați fost o prezență tonică și plină de viață. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim că ați rămas alături de noi timp de 2 ore și vă așteptăm săptămâna viitoare la Prieteni de Familie, unde va fi prezent Daniel Avram cu grupul lui de tineri folchiști. Până săptămâna viitoare, la revedere! Și piascuns la frate mere dulci și-am rămas fără papuși. Am crezut că n-a să vadă paznicul de la livadă și nu era paznicul Mihăiță drăguțu. Tinișor ne-o la papuși și-o șepul din jos să strâji. Vezi tu, fată, cum te-am prins să te fac amul din râs. Cum ai făcut tu pe mine când n-ai vrut să joci cu mine? Păi de papușii mei și mă fac fără de ei. Între schimb, între urzâși, nu mai trebuie mere dulci. La moară, la măta când am venit, cineva că te-am cerut. Că mi-ai zis că ți-s urât, că prea mult nu ți-a plăcut. Când am vrut să te sărut și tot satul m-a știut. Am nu mergi printre urzâși, pe scoță fără papuși. Și să mor de mi-a păsat când te-ai spune mânita. Mă duc să te spun pe-n sat cum te-am prins eu la furat. Vai de papușii mei și mă fac fără de ei. Între schimb printre urzâși, nu mai trebuie meri duși. Ești fără papuși, pentru felii de urzâși, pentru un sân de mere dulci. Descuță închișoare goale, tata să mă omoare. C-o vându vreo 4 curși ca să-mi cumpere papuși. Și atunci m-am pus pe plâns, te rog nu mă fă de râs. Nu mă fă de râs la lume ca să joc de-amul cu tine. Și dacă mă vrei mireasă, du-mă răpinjor acasă. Dacă tu ca și mă șeri, când vești nu mai trebuie meri. Hai de papușii mei și mă fac fără de ei. Între schimb, între urzâși, nu mai trebuie meri dulci. Așa, să mai e muie badea. M-a dat jos din măr în brață, m-a pupat cu drag pe față. M-a gândit la cum usteața mi-a trecut pe locroșața. Când m-a pupat pe obraz, nu mai trecut din acas. Când m-a dat din brață jos, chiar mi-a s-o părut frumos. Tot din mână printre meri, am uitat ziua de ieri. Și de schin și de urzâși, de merili și le dulci. Și-am numărat stelele, stând s-o evizorile. M-am trezut la badea în brață printre flori de dimineață, măi. Trăsulică cu doi cai, du-mă acasă, măi Mihai. Când mi-am căpat apa, pușă și duruță va de duce.